Debutul întrecerilor grupei A, campionatului mondial de hockey de la Galați, s-a bucurat de prezența ministrului tineretului și sportului Sorin Alexandru Dunca. Acesta a ținut să precizeze preocuparea ministerului pentru organizarea unor competiții de mare valoare. Avem un rol extrem de important și l-aveți cei care conduc federațiile. Un eveniment extraordinar astăzi, un eveniment, cum a spus și noastră, de 38 de ani nu s-a mai organizat. Vă felicit din tot sufletul. Sper să reușim și o victorie și o calificare, ar fi extraordinar, pentru că noi românii cred că avem nevoie în momentul de față de clipe de fericire, clipe de bucurie și momente care să ne unească, pentru că este așa o lipsă de solidaritatea noastră a românilor. După campionatul acesta mondial urmează campionatul european de gimnastică de la Cluj. În toamnă avem campionatul de basket. Cei doi edile ai Galațiului, primarul Ionuț Bucheanu și președintele Consiliului Județului Costel Fotea, nu au scăpat ocazia de a face lobby pentru orașul de la Dunăre. Eu vă mulțumesc că, în primul rând, ați avut încredere în echipa de la Galați, că are capacitatea necesară de a putea organiza o astfel de competiție de o asemenea amploare. Eu spun că și sunt ferm convins că ne-am ridicat la nivelul așteptărilor dumneavoastră. Sunt ferm convins că acest patinoar va purta și noroc echipei noastre a României și că într-adevăr vom avea un motiv temeinic de sărbătorit chiar din prima zi a competițiilor. Dacă tot am prins la aceeași masă atâtea autorități, așa cum domnul ministru s-a exprimat, relansez, deși noi am mai avut discuții în nenumărate rânduri. La ultima întâlnire cu domnul ministru mi-a promis că în mai puțin de o lună se deblochează problema de la bazinul olimpic, cu preluarea de către municipalitatea bazinului olimpic. Uitați că domnul ministru vine și poveste foarte bună și probabil cea de-a doua va fi și cea mai bună. Dar prima veste bună e că autoritățile locale vor avea posibilitatea să investească în sport. Pentru că avem nevoie, avem valori, avem copii care au potențial și în mediul rural, dar și în mediul rural, și în mediul urban, și atunci trebuie să susținem sportul. Galațiu, prin performanțele pe care le-a avut atât în fotbal, hockey și celelalte sporturi, s-a dovedit de-a lungul timpului că este un județ cu potențial în sport. Și dacă domnul ministru și cei de la București vor achesa la cererea noastră și cu bazinul olimpic și cu sala de hockey, atunci cu siguranță astfel de evenimente de asemenea vergură vom avea tot mai des. Echipa României a făcut spectacol în primul meci și a surclasat Belgia cu 9-1. În celelalte două partide s-au înregistrat surprize. Australia a învins Serbia cu 4-3 după prelungiri, iar Islanda a reușit să învingă Spania cu 3-2.